Am auzit în repetate rânduri la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj, povestindu-se despre profesorii Saliu, Elisabeta Gina și Constantin, din Plenița, doi oameni care au adunat peste ani mărturii despre istoria, cultura, personalitățile, tradițiile și obiceiurile comune în care s-au născut și pe care le-au așezat în pagini document, care să ducă mai departe o lume pe care cei doi dascăli, acum pensionari, au respectat-o și au iubit-o. Împreună cu centrul au făcut posibilă în 2011 retipărirea lucrării Cuvântări adânci, cântece din vechime, culese dintr-un colț al Olteniei de Costică Ciobanu Plenița, la finalul căreia găsim și un dicționar de provincialisme. Revederea echipei centrului cu soții Saliu la sediul primăriei din Plenița pentru un dialog despre ritualuri de prin părțile locului aflate de cei doi profesori de la o bătrână a mediat și întâlnirea noastră cu aceștia. Iar dialogul ne-a dezvăluit un întreg univers de care s-au îngrijit, dincolo de profesie, dincolo de familie, ce amintește de vatra în care s-au născut și pe care noi oltenii e bine să o cunoaștem. Au scris contribuții la istoricul localității Plenița, două volume, cartea Plenița, vremuri, datini, oameni. Găsim semnate Elisabeta Gina Saliu, volumele Portrete de olteni, repere biografice și Plenița, oamenii locului. Trebuie să recunosc că m-am născut la Plenița, școala generală, liceul, l-am făcut tot la Plenița. După terminarea facultății am fost repartizată cu ordinul ministrului, care era foarte rar pe vremea aceea, tot la Plenița, respectiv în satul Castrele Traiane. Și după aceea am profesat la școli din Plenița, la școala generală, o vreme și după aceea la liceu. Deci toată activitatea de 40 de ani a fost numai la Plenița. Mi-a fost drag să scormonesc, să discut cu bătrânii satului, cu oamenii care știu mai multe despre tot ce a fost istorie, arheologie, etnografie, folclor, toate, pentru că a fost așa o dorință lăuntrică de a ne mândri că și noi, în Oltenia, într-o vatră străveche de peste 630 de ani, numai de atestare documentară, deci când este primul document, cât și descoperiri arheologice care sunt din perioada de trecere spre epoca bronzului, cultura coțofeni. Deci noi avem o localitate cu tradiție în istorie și în celelalte ramuri auxiliare istoriei. Și pofta scormonitului a venit dinspre doamna profesor Saliu către dumneavoastră sau? Nu, a fost, s-au combinat. Dar, adică ne-am întâlnit pe aceeași traiectorie la un moment dat, pentru că dânsa, încă lucrarea de licență a fost axată pe cunoașterea istoricului localității, lui istorie locală, iar la mine a fost interesul foarte mare pentru spiritualitatea pleniciană. Au fost elementele care s-au conjugat la un moment dat și care au dat interesul ca să lăsăm celor care ne urmează după noi sau celor care sunt prezenți să cunoască într-adevăr adevărata fața Pleniței. Au fost elementul istoric, în primul rând, așa conjugat cu elementul cultural. Suntem foarte de filozofie, da. A rămas un mister până în zilele noastre, de exemplu, de ce atâta spiritualitate care a născut, a crescut de aici de la Plenița, a avut izvorul aici în Plenița. Nu știu dacă există o altă localitate în jur sau poate chiar în țară în care să existe peste 50 de scriitori, poeți, afirmați, unii cu traduceri peste hotare, adică în limbi străine, și care și-au pus amprenta pe cultura națională, nu numai pe cultura locală. Există ceva frumos în structura genetică? Probabil că da, probabil că da. La un moment dat am zis că poate licoarea fermecată a vinului, pentru că a fost și o zonă viticolă renumită. De exemplu, în 1900 aproape aveam aproape de 1000 de hectare de vie nobilă, ceea ce înscria în podgoriile mari ale țării pe vremea aceea.
Acum s-a micșorat, dar încă au păstrat toți plenicenii. Nu există casă pleniceană care să nu aibă o viță de vie în curte sau afară. Da, și cei care au învățat și își aduc aminte că la geografie unul din centrele viticole din sud-vestul țării este și Plenița, care dă vinuri deosebit de bune, deci calitativ superioare tuturor celorlalte datorită solului care nu există în altă parte. Când bei vin de Plenița și se zicea, dacă mănânci pâine cu făină măcinată la moara din Plenița numărul 1, este cu adevărat o binefacere și trebuie să te mândrești că morile, vinul și reprezentanții care i-au dus faima Pleniței nu sunt oriunde și oricând. Ne mândrim cu ei și de aceea am vrut să lăsăm urmașilor un crâmpei din trecutul care este specific Pleniței și este o laudă, este o mândrie pentru noi, este o binefacere. Da. Lăsăm în urmă, efortul se uită, dar plăcerea și, mă rog, cunoașterea altora, care în comparație cu alte locuri nu găsesc ce găsești la Plenița, chiar așa zice. Am fost și eu la Plenița și am văzut. Este frumos, e bine și ne mai reîntoarcem să vedem locurile acestea. Acest lucru a făcut ca Plenița să existe din vremuri foarte îndepărtate un centru, nu numai economic, dar și cultural. De exemplu, în 1921, prin unirea celor două localități care erau distincte pe vremea aceea, Poiana și Plenița, s-a constituit localitatea Plenița, dar cu statutul de oraș. Da, cu statut de oraș, care a durat până în 1948. În această perioadă, însă, și înainte de 1921, ea era înscrisă în centru de plasă. Păi da. Deci, ca formă de organizare, Plasa lui Mihai este cea mai veche organizare de pe teritoriul țării noastre. Ori este exact la Plenița, în hotarul cu oprișorul. Cei care cunosc istoria știu că plasa este un loc administrativ, dar reședință de plasă, reședință de raion, oraș, statutul și atributele acestea nu-l au multe localități. Și atunci când în 1921 era menționat orașul Plenița, el avea mai multe jandarmi și mai multe instituții decât avea Calafatul. Orașul de bază era reședința județului Craiova și urma Plenița și Calafat. Vă dați seama ce rang avea atunci Plenița? Cum? La 1824, Vasile Cărăbiș, într-o lucrare, spunea dulciurile și târgurile din Oltenia și menționează Plenița, unde spune că sunt 4 bâlciuri pe an. Ori la bâlci veneau toți, și cei bogați și cei săraci. Acolo era și parada modei, acolo erau aduse toate produsele bune și foarte bune, acolo era schimbul de tranzacții comerciale, acolo era toată frumusețea. Deci, de Sfânta Maria, de Serdar, de în septembrie, deci 4 întruniri din acestea, unde nu era numai în localitatea, toate din jur gravitau către bâlciul de la Plenița. Dar ce făcea să fie Plenița? Ce îi atrăgea? Da, asta vă spun. Deci bâlciu era pentru că era un loc unde puteau să ia cereale și să le ducă în altă parte, putea să ia vin și să-l ducă pentru calitatea lui. La Plenița erau morile și erau industria care era tentantă și pentru ceilalți din jur și gravitând în centrul acesta care era și administrativ și economic foarte puternic. Aceasta îi atrăgea. A beneficiat și de împrejurări, conjuncturi care au ajutat-o foarte mult. De exemplu, în 1977, printr-o decizie specială a vechiului, a Partidului Comunist, Plenița se număra printre cele 10 localități alese foste mari centre ale răscoalei din 1907, în care localitatea să devină centre agroindustriale urbane, propriu-zis. Chiar era în almanac,
zicea 365 de localități pe harta, 365 de orașe pe harta țării, care corespundea cu fiecare zi a anului. Plenița fiind unul din aceste centre și bineînțeles că a beneficiat și de niște investiții masive, însemnând fabrica de mase plastice de rang republican, fabrica de covoare care se făcea pentru export Canada, Statele Unite și multe țări orientale. Era fabrica de mobilă, era IRA, iar la fel întreprinderea de reparație auto, era baza de depozitare a cerealelor. Ori aici se adunau din toată zona grâu, de uleiuri eterice, eterice, da? Deci sunt foarte, foarte multe unități care aveau și de lucru oamenii, gravitau toate celelalte comune, da, și veneau să aducă cu autobuzele. La un moment dat ajunsesem la 3.000 și ceva de muncitori. În zona industrială. Aveam aproape 10 unități industriale care absorbeau forța de muncă din jur. Și această forță a localității până spre ce perioadă s-a întins? Până după Revoluție. După Revoluție, încet, încet au început să se desfințeze și unele s-au transformat din ele, într-adevăr, dar majoritatea s-au pierdut ca unități industriale. Dar chiar îmi spuneați înainte să începem interviul că oamenii semnalau cumva schimbarea în viața lor produsă de momentul urbanizării localității, a sentimentului că nu mai ești nici țăran, dar nici orășan nu prea ești. Exact. Adică ce ești? Da, a fost, să vă spun, a fost o dorință de emancipare permanentă a vieții, a locuitorilor din Plenița. Acest lucru e dovedit și prin faptul că toți cetățenii din Plenița își dădeau copiii să învețe. De exemplu, foarte rar se întâmplă să existe școli speciale pentru fete. În 1876, la Plenița, se înființează o școală specială pentru fete, deci separată de băieți. Până aici, fetele funcționau împreună cu celelalte, cu ceilalți. La învățătorii, că erau preoții care au fost primii, care au scris documentele. Cerințele vremii de atunci, comerțul, tot felul de neînțelegeri între pământ, atunci îi determina să facă jalbe. Ce erau jalbele? Erau plângerile, pentru că se... Te-ai dus cu jalba, și atunci trebuia să scrie. Cine să scrie? Atunci au scris preoții. Și primul a fost Popa Anghel, preot, care a fost hirotonisit la Dii, adică Vidinul de astăzi. Și după aceea au urmat și Ion Gaie și alți învățători, Marin Filipescu, Moș Viniță, cum se spune, care este primul învățător, care lasă o mulțime de notări și chiar așa zice, de jalbe, către primărie, către ministru de interne, că nu avea condiții, erau foarte precari, nu avea școală unde să învețe, copiii trebuiau să cad bârnele în capul lor, nu aveau bănci, nu aveau decât o cum se spune, o ladă în care pe nisip desena, învățătorul desena litera și ei făceau după el, după aceea netezeau cu mâna și din nou scriau. Dar cu toate acestea, învățătorul se luptă și face să vină foarte mulți copii la școală, pentru că erau înscriși mulți și veneau câte 5-6. Și sunt toate documentele acestea pe care le-am adunat într-o... am zis, după 52 de ani, o carte în care am pus toată istoria învățământului de la Plenița, începând cu primii învățători, cu primii dascăli, cu toată istoria până în zilele noastre și cu niște contribuții pe care le-au avut câțiva reprezentanți de seamă, începând de la Dumitru Ciurezu, care a fost născut la Plenița și este înmormântat la mănăstirea Cozia și scrie născut la Plenița, județul Dolj, Sever Plenicianu, care este marele explorator al Africii și a fost născut la Plenița, de asemenea marele regizor Silviu Purcărete, mama lui, este de origine pleniciană. Avem mulți și mulți. Mi-aduc aminte, am fost odată la Pandele Borină în București. Pandele Borină era un pictor foarte bun și când ne-a văzut, ne-a primit bine, nu știu și ce. Și poet. Și poet, da. Și ne-a arătat volumele lui, vroia într-adevăr să-l ajutăm să editeze. Ce să edităm? Dar oricum, noi ne-am bucurat. Și zice, nu văd.
dar vederea m-a lăsat și trebuie neapărat să las ce am făcut noi. Și asta vă spuneam, deci am fost la el, s-a bucurat foarte mult, nu numai Pandele, și am mai fost și la alți reprezentanți din Plenița și toate adunate, cu fotografii, cu manuscrise, cu tot felul de notițe pe care uneori nu poți să fie cuprinse, sunt adunate în mai multe volume și toate la rândul lor, pentru unii, sunt destul de benefice și îi mai liniștesc, îi mai informează despre tot ce a fost. Și mai și inspiră că trebuie să luăm de undeva din trecut lucrurile trainice, bine făcute. Îmi spuneați la un moment dat că Plenicianul își pierduse cumva, era înferut așa, o identitate în dezechilibru. Că o bătrână spunea că s-au nemțit. Da. Ce însemna asta? Însemna că și-au pierdut din... Portul popular. Da, din tradiții. Unele tradiții au fost pierdute încet, încet, pentru că a apărut elementul acesta nou. Vreau să vă spun că chiar locul în care înregistrăm la ora actuală are semnificație istorică. În spatele nostru aici, care se păstrează, refăcut oarecum, dar cu structura de la început, este prima școală de la Plenița. Deci prima școală construită la Plenița după 1840 se află aici în spatele nostru, inclusiv din punct de vedere istoric. Nu este mai bătrân decât, mai vechi decât Bucureștiul, din punct de vedere al atestării documentare. Dar în atestare se spune, noi lăsăm moștenire, nu știu ce, moștenirilor de la Plenița, lucruri date de domnitorii dinaintea noastră. Deci există o atestare mult mai veche decât cea care există scrisă, care am documentat. În afară de istoria veche, aici au fost descoperite câteva toporașe și formele prin care se turnau. Tipare. Deci a fost una din industriile de prelucrare a metalelor foarte veche din țară. Bronzul este un aliaj între cupru și staniu. Și Constantin Nicolescu Plopșor, în lucrarea Plenița de demult, prezintă toate descoperirile făcute, pentru că el fiind elev la Craiova, a primit de la profesorului de istorie Ștefan Ciuceanu misiunea de a culege materiale și așa a făcut. A adunat acele tipare și topoare din bronz, le-a dus la Craiova și după aceea nota fiecare lucru în legătură cu cele mai vechi morminte, tumul se numesc, așezate cu picioarele încrucișate, unse cu ocru, o substanță roșie care simboliza sângele și în interiorul mormântului erau fibule, adică agrafe, erau oase ale animalelor și lucruri personale cu care mai târziu s-a dovedit că vechimea este aceea pe care o atestă locurile. Dar săpăturile făcute de marele academician Constantin Nicolescu Plopșor, care a fost și director la Gimnaziul Principele Mircea, ne onorează și ne aduce un sentiment de mândrie că marele antropolog, în primii ani de ucenicie, deci când a fost repartizat, a fost Plenița și el a refuzat funcția de profesor la Craiova pentru Plenița, pentru meseria pe care a avut-o, care îi plăcea și chiar spunea, caut o bătrână, i-a spus, zice, bărbosule, ce cauți? Ce caut ce nu am pierdut ca să pierd și ce am? Sunt foarte multe lucruri destul de originale, fără dăruire, fără un impuls interior, dacă nu-ți place, nu se poate. Așa se întâmplă și cu mărturiile pe care le-ați strâns despre marele folclorist, Costică Ciobanu Plenița. Da. E un tezaur, nu? Tot ce primești despre astfel de oameni în hârtii ajunge absolut să fie cea mai mare poveție. Să vă spunem, printre marile figuri ale culturii plenicene, așa, unii am descoperit nu de la oameni, în cimitir.
am căutând, eu am umblat, de exemplu, la fiecare cruce, să citesc, fie date biografice legate așa, fie alte elemente. E, am găsit pe anumite monumente funerare versuri cu totul deosebite. Și a fost unul din elemente care ne-a ajutat să recuperăm trei mari scriitori poeți ai Pleniței de acolo. Ceea ce ne-a încântat, le-am pus pe lângă ceilalți, dar oricum, n-am avut parte să cunoaștem întreaga operă, pentru că săpând după aceea la Să găsim familie din care se trag, am descoperit că unii din ei chiar aveau manuscrise de la acești poeți, așa cum a fost Bădescu și alții, manuscrise foarte importante, iar unul dintre ei, îmi spunea familia, zice, a murit cu pașaportul de Paris în buzunar. Era chemat să țină lecții la Sorbona. Da, avea doctoratul deci, și da. Era deci, invitat. Dar acest lucru ne-a impresionat foarte mult și am zis, domnule, să redăm plenicienilor trecutul, măcar o parte, un crâmpei din trecutul lor, dar acest lucru să nu constituie numai un element de mândrie, dar să-i și oblige ca și prezentul să-l aducă cel puțin cât se poate de aproape de trecut. Să trateze cu aceeași, da. Cu aceeași eleganță, da. Cu aceeași seriozitate. Este, a fost... Cum ați descoperit, că, cum l-ați descoperit pe folclorist? Păi, da, sunt mai multe întâmplări care, la un moment dat, știam, am citit într-o revistă un articol al lui Nicolae Iorga, foarte important pentru mine, nu mi-aduc aminte exact revista, dar într-o revistă, în care aprecia glosarul de provincialisme din lucrarea Cuvântări adânci a lui Constantin Ciobanu Plenița. Mi-a atras atenția acest lucru și atunci am început să cercetez cine, unde, am găsit, trăia încă doamna, soția dânsului trăia, avea o casă extraordinar de frumoasă cu obiecte plenicene foarte vechi și arhitectura, dar și obiecte adunate cu mare grijă de către folclorist și de către familie, pe care noi de fapt am și vrut să o constituim ca muzeu al Pleniței, pentru că Plenița a dispus și de un muzeu foarte important. Pe vremea aceea noi l-am considerat că a fost cel mai bine mobilat și cel mai mare muzeu sătesc din România. Constituit cu ajutorul nostru, celor amândoi, și cu ajutorul muzeului de la Craiova, ne-au ajutat foarte mult ca să-l punem la... Și în 1976 i-am făcut inaugurarea. Ea a fost directorul muzeului și a fost ajutorul ei. Cu ocazia asta am și lansat o altă manifestare care a devenit populară, da? Sărbătoarea tradițională a Bujorului. Da. Două, deci 1976, două evenimente deosebite. Sărbătoarea Bujorului, Bujorul românesc, care este de o... frumusețe extraordinară în pădure, pe o suprafață de 50 de hectare, a fost declarat monument al naturii. Au venit cu această ocazie profesori de biologie. A fost un simpozion, da, un național. Simpozion național. Au ținut comunicări. Să ai asemenea frumusețe, deci nu se mai găsește decât undeva în Grindulețea o rezervație ca aceasta de Bujor. Să ai un muzeu al satului care avea istorie, etnografie, o secție de cultură, însemnând toți reprezentanții, începând de la... Da, specială, că da. Nu dădea voie să pe fie o nu se putea, cultură, da. Dar oricum să ai cărțile toate. Și am adunat atunci tot ce a fost din... Aceea a fost, de fapt, și pornirea, sau cum spun eu, esența care ne-a îndemnat să facem. Pentru că am luat cam toate cărțile care le-am găsit din cultura pleniciană, adunate de pe la anticariate din alte părți, și mi-aduc aminte că la vista poetului Aralan Begrămescu, de origine pleniciană, un mare poet, așa, chiar național, el a rămas foarte surprins, a zis, mă, sunt extraordinar de surprins pentru că volume pe care eu nu le mai am, volume ale mele, le-am găsit la voi aici, așa. Și restul, zice, da, era lucrare, așa, am uitat să continui cu Ciobanu Plenița. Și atunci m-am dus la soția dânsului acolo și îi spun, doamnă, uitați, aș vrea totuși să dau lucrare. Domnule, zice, toate lucrările lui sunt în pod.
pentru că el a făcut lucrările și le-a vândut singur, zice. Sau le-a fost difuzate, da, și eu am rămas, da, stocul. Dați-mi atunci o scară, am luat o scară, m-am urtat în pod, era un colb de vreo 3 cm de praf depuse peste lucrarea, vă dați seama, aproape trecusă mai mult de jumătate de secol de... Am dat colbul ăla de pe o parte, la o parte, și i-am cerut permisiunea, Doamne, dați-mi permisiunea să iau măcar 30 de lucrări, să le dau absolvenților, eram directorul școlii de la școala de 10 ani de aici din Plăniță, să le dau absolvenților ca să se păstreze lucrarea. Și așa am luat contact pentru prima dată cu lucrarea dânsului. Da. 1908, atunci anul apariției, era al volumului Cuvântări adânci. Bineînțeles că prezentarea și cuvintele acestea, neologismele cum, și cuvintele arhaice au fost foarte, foarte reprezentative și pentru cel care este... Și testamentul care, da, îl lăsase ca introducere. Da, chiar zicea, eu nu am făcut prea mult. Dar atât cât am putut, m-am străduit să fac tot ce era bine și frumos. Las urmașilor să continue această operă, care este destul de nobilă și merită să fie continuată. Și-a cules folclor din zona Olteniei. Da, 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 da. Și din Plenița, Plenița, Verbița. Plenița a fost centru. Plenița și cetate. Pentru că ultima perioadă, adică penultima perioadă a vieții, a lucrat la cetate. A fost director de bancă la cetate și director de port. Da. Da. E foarte interesant. Nu era, nu era de profil umanist, știți, liberal. El era de profil, ca specialitate, era finanțist. Fusese, da, directorul băncii de la Calafat, Bazargic, după aceea director de port, după aceea la cetate. Printre celelalte lucruri legate de literatură, bineînțeles, și manuscrise, erau și niște dosare foarte bine puse la punct, cu corespondența acestui Costică Ciobanu Plenița, prin care era o corespondență cu majoritatea țărilor din Europa pentru aducerea viței nobile din Portugalia, din Spania, deci din Germania, catalog, din Italia. Era catalog, da, fiecare adresa, da, zice, în gara Florica, da, de lângă București, se trimite, deci, la Plenița Moțeței, la dezvoltarea, da, deci, viticulturii soiuri nobile, Plenița. Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, Traminer, deci tot felul de soiuri foarte bine reprezentative pentru toate vinurile nobile, au fost aduse din străinătate, din Franța în special, plantate la Plenița și calitatea, mă uitam pe hârtiile, dacă ați vede, cum erau de bine, mă rog, un fel de promovare a calității și certificatul de calitate pentru fiecare produs, unde se obliga ca în termen de, dacă nu se prind vițele, să fie aduse alte și să fie înlocuite cele care nu, deci, nu sunt, da, se spune, garanția, da. Spirit de antreprenor fantastic, da, 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 și o sensibilitate deosebită. Da. Nu oricine, da, ascultă și culege. O tragedie însă, da, din familie, o tragedie din familie, să continuăm cu Ciobanu Plenița, o tragedie în familie, a murit copilul cel mic la 5 ani de zile într-o boală foarte grea și în urma acestei nenorociri în familie, la care ținea foarte mult de la copilul respectiv, pentru că era băiat, a părăsit Oltenia și s-a retras în Cadrilaterea. Și acolo el a murit la Balci, propriu zis, și acolo e și mormântat. Aici există o piatră funerară ridicată pentru Costică Ciobanu Plenița, dar osemintele lui zac acolo. N-am reușit să le aducem, familia la asemenea n-a reușit să le aducă. Și e o durere pentru noi din acest punct de vedere. Dar vă spunem, ne impresionează, dacă ați urmări sutele de volume pe care le-au scris. Colecții de ziare, tot felul de cărți tematice erau, dar au dispărut și acum. O parte din, da, ele. O parte. Așa cum s-a întâmplat cu și muzeul Ciurezu. De aici a fost, da, tot la fel, odată cu urbanizarea, cu construirea setului de blocuri din centru, a fost dărâmat casa lui Vintilă Ciocâlteu, un mare om al Pleniței, a fost declarată muzeu. Ea a fost demolată și obiectele au fost mutate în sediu casei de cultură. Bineînțeles că spațiul era impropriu și colecția de monede, că au fost monede, au fost numai emisiuni monetare,
și hârtii valorice, care i-a atras pe mulți și au dispărut. Și obiectele de etnografie, tablouri, începând de la tablouri, cum se numește tablou? Paraschiva Mitrică. Da, Paraschiva Mitrică, una din pictorițele. Care a fost, de fapt, șefa Uniunii Artiștilor Plastici de la Craiova, toată perioada cât a trăit ea acolo, căsătorită, se numea Mitrică, așa. Dar a fost o pictoriță foarte bună, un pictor extraordinar de bun. N-am mai reușit să recuperăm, decât de la Muzeul de Artă, am reușit să recuperăm câteva tablouri pe care să le punem în monografie. Intenționăm, dacă Dumnezeu ne ajută și așa și încă puterile ne mai țin, să scoatem o antologie a culturii plenicene. Adică să extragem din toate operele literare, așa, poetice, ale scriitorilor de la Plenița, ce a fost mai esențial și să redăm așa Pleniței. Sunt Mihai și am fost coleg de școală cu Marius. Stăteam în aceeași bancă, locuiam chiar pe aceeași stradă. La un moment dat, nu prea mai eram atenți la ore, am și lipsit, dar fratele meu cel mare m-a ajutat să recuperez materia și să învăț mai bine. Din păcate, pe Marius nu l-a ajutat nimeni și a abandonat școala. Eu am terminat liceul, am urmat apoi facultatea. Pe Marius l-am revăzut acum 2 ani. Își căuta cu disperare un loc de muncă. L-am ajutat să meargă înapoi la școală. Acum suntem din nou colegi. Lucrăm la aceeași firmă. Proiectul Înapoi la școală este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 investește în oameni. Magazinul de încălțăminte Botino aniversează un an de la deschidere. Botino prezintă noua colecție toamnă-iarnă. Peste 1000 de modele de la producători de renume din Italia, Germania, Spania, Cehia și Polonia. Magazinul Botino. Strada Aicuza, la parterul blocului Pirelli. Ocaziile speciale din viața dumneavoastră, Jeunesse Decor vă realizează cele mai frumoase decoruri. Plăcerea de a vă oferi clipe de neuitat. Jeunesse Decor. Alege întotdeauna tinerețea. Zărit într-una din cărți în numele lui Vege Paleolog. Da. Cel care... Mai e o poveste și cu... Da. Mai e o poveste cu... El a fost primul mare brâncușean al nostru. Marele explorat. L-am cunoscut personal, a avut o viață destul de, cum spun eu, dramatică în perioada după instaurarea comunismului la noi, fiind considerat că e chiabur, că are nu știu ce probleme. El trăise la Paris, soția a fost o renumită muziciană la Paris, copiii lui de-afel, de asemenea. Palatul de la Corlate, unde era el, reședința lui era într-adevăr și palat. Ne-am constituit la un moment dat, întâmplarea a făcut ca să ne întâlnim, să ne cunoaștem și atunci am spus intențiile care le am eu și ce are și el a zis, mă, eu am obiecte unice în lume, documente unice în lume. Am fost coleg cu președintele Franței, am fost coleg cu nu știu mai ce alt mari politicieni și pot să fac. Păi zic, uite, una din dorințele mele esențiale este să constituim un muzeu la Plenița. Și zice, da, am fost coleg cu Ilie Murgulescu, ministru care era pe vremea aceea ministrul învățământ. Și zice, hai să facem, am trimis o scrisoare lui Ilie Murgulescu, domnului Ilie Murgulescu, să ne aprobe un muzeu la Plenița. Domnul Ilie Murgulescu, prin amabilitatea dânsului, ne-a răspuns. Și a zis, da, dar zice, inițiativa trebuie să plece de jos. Așa este, trebuie să luați legătura cu organele de partid și să luați ca să puteți să lansați lucrarea. Să fie aprobată lucrarea, da. La nivel superior. Și ne-am dus, într-adevăr, la organul de partid aici, m-am dus eu, sigur că da, dânsul n-a vrut să intre și le-am explicat situația, te vrem să facem muzeu. Dar zic, mentorul principal, pentru că obține, are obiecte cu totul rarisime, așa și documente, este Vasile.
burghezul ăla. Și mă, tu te aliezi cu burghezii. Domnule, stați că înțelegeți greșit, domnule. Și așa am pierdut, a rămas foarte dezamăgit. După aia, ca să-și câștige existența, o perioadă de timp, tot prin aprobarea lui postului său coleg, ministru, așa, Morgulescu, a obținut un post de profesor la liceul de la Cornu. Și acolo a funcționat mulți ani. După aceea, când s-a descoperit, știți povestea cu americanii care au venit să ne cumpere întregul complex de la Târgu Jiu al lui Brâncuș, așa, ca ei să-l instaleze exact, adică structura parcului și celelalte să facă un lucru deosebit acolo, mi se pare, nu știu, la Chicago sau la New York, unde vreau. Și când atunci au trezit spiritele și la noi, la conducători, și atunci Ceaușescu a fost pentru... foarte impresionat. Cum mă dau ăștia suma asta imensă de bani să ia de la noi lucrurile astea? Cine-i cu acest Brâncuș? Păi nu-l cunoaște cel mai bine, cunoaște Vasile Georgescu, paleolog. Și atunci l-au luat pe paleolog așa, i-au crezut la început, probabil că l-arestează. Nu, zice, mergi că vrea conducătorul așa țării să... A stat chiar de vorbă cu dânsul, i-a spus, și după aceea l-a pus în drepturi, i-au dat o pensie viajeră și a publicat în ziarul Înainte, există în colecția ziarului Înainte, aproape un an de zile, în fiecare zi câte un articol legat de Brâncuș. La fel de dragi au fost aici, dincolo de aceste spirite, spiritele curate, spiritele legate de pământ, ca pătrâna de 100 de ani de care povesteai, da, de la care ați cules povești despre ritualuri și obiceiuri care nu mai sunt. Nu? Absolut, dar nu numai. Dar care erau specifice pleniței. Spuneți-mi mie câteva dintre ele ca să vedem cum sunt... Da. Bătrâna Angel, de 98 de ani, în februarie 2011, a avut amabilitatea să ne răspundă la câteva întrebări, noi fiind dornici de a afla cum a fost toate obiceiurile și... De la Paște, da, Paște, da, exact. Deci cele cu dată fixă, Crăciunul, Sfântul Constantin și Elena, Sfântul Gheorghe, posturile și așa mai departe, și cele cu dată mobilă, cum sunt Paștele, am mers și dânsa a început să ne povestească. În primul rând ne-a impresionat modul în care ne-a primit. Am strigat la poartă, stai muică, vin imediat. După câteva momente, vine cu niște ouă în mână, ce am adunat de supătul ouăle și trebuie să le duc în casă. Merge în casă, sună telefonul mobil. Alo? Da, cu nepoata. Veronica, vorbea cu nepoata. Zice, da, sunt bine, nu știu ce. Deci modul în care la 98 de ani să mergi, să administrezi o gospodărie, să faci curățenie, să faci mâncare, să faci ordine prin curte și să stai și singură, să ții legătura cu rudele apropiate și care se... Era foarte, foarte uimitor. Și ați reușit să aflați? Da. Cum s-a... Am înregistrat și avem o înregistrare cu toate aceste obiceiuri. Cu modul, s-a detașat mai mult la plenița după ce se făceau clăcile, care erau un grup de niște petreceri organizate de fete și băieți, se adunau la casa unui respectiv, unei persoane, se ferbeau boabe de porumb, care erau uneori și coapte pe mașină, deci pe plita sobei în care gătea se coceau și aveau un gust deosebit. Cântau din fluier băieții și fetele jucau, se distrau până dimineața. Dimineața era obiceiul ca să plece la marginea satului, unde într-un decor foarte frumos și natural, cu pâine și sare, băiatul mergea cu iubita lui la câmp și îi spunea, eu îți dau pâine și sare, rugule, tu să-mi dai cosițele tale. Deci legătura dintre om și natură, direct,
o cerere de reîmprospătare, o începere de nouă viață. Era și o cerere în căsătorie, pentru că trecea de 3 ori pe sub rug. Fata consimțea să fie împreună cu iubitul ei, să meargă în noua locuință, să meargă să își dezvolte visul și frumusețea de a trăi. Sigur, să-și asigură. Esența clăcilor era însă și una economică. Clăcile se făceau ca să lucreze, de exemplu, torsul cânepei, torsul lânii, curățatul, știu eu, unor la porumb sau la ceva. Și atunci toată lumea venea și muncea. Rudele vecinii se duceau, adică adunându-se mai mulți, bineînțeles că lucrul se făcea mai repede. Tineretul era ca să distreze cu acest prilej, ăsta era un prilej, așa, un pretext potrivit. Să cânte, să joace și să înveselească și pe cei tineri și pe cei vârstnici. Și era un loc organizat în care și părinții aveau încredere că sigur era controlat. Era sub control. Da. Da, deci jocurile erau specifice plăniței. Bătuta, galaonul, rustemul, sârba, toate aceste jocuri erau transmise din generație în generație. Călușul. Călușul de la plăniță, a existat și o formație chiar de călușari, care a participat la mai multe concursuri și la faza județeană și națională. Premiile luate i-au stimulat și sunt mai mulți dintre cei care au jucat, unii care sunt bătrâni de tot, alții urmașii lor, până erau și mai multe generații de tineri și de bătrâni, copii. Copii care jucau în aceste jocuri și aveam cu ce să spunem că la plenița este și un joc frumos, costumul popular a fost, dar s-a pierdut din tradiție, dar sunt unele fotografii care mai păstrează și acest port specific zonei. Dar asta în momentul în care a apărut urbanizarea. Da, da. Atunci ei fiind moșneni, oameni liberi cu o situație materială, bineînțeles că boierul fiind rang superior, vroia să-și ia haine de oraș și statutul de oraș, nu-i mai îi se părea destul de ne la locul lui să fie îmbrăcat în costum național. Dar s-au păstrat și unele costume populare și a mers mai departe tradiția cu costumul, adică s-a păstrat un costumul modern care e peste tot. Și acum, așa, ca un final de poveste. Până la urmă, astăzi, după ce ați citit și ați cormonit și ați trăit în plenița și ați educat generații de copii, vreme de 40 de ani. 50 de ani. 50 de ani, Doamne. O viață de e impresionant. Păi, unii mi-au fost străbunicii, mi-au fost elevi, bunicii mi-au fost elevi, părinții mi-au fost elevi și copiii mi-au fost elevi. Da. Cred că anii de școală petrecuți acolo. Da. Totuși, de ce iubiți atât de mult și astăzi plănița? Că o știți toată. O știți și de sub pământ, și deasupra, și de peste tot pe unde s-a împrăștiat. Există o vorbă. Zice, olteanul îl trage ața acasă. Știți? Și acest lucru, dar nu numai asta, faptul că am descoperit pe acest pământ, pe lângă elemente istorice deosebit de valoroase, așa cum am spus, pe lângă faptul că a existat o economie foarte bogată și o zonă bogată și în pământ și în viticultură și în orice, așa, dar spiritualitatea a fost elementul care ne-a îndrumat sau care ne-a călăuzit să facem ceea ce a făcut. Pentru că spiritualitatea a rămas, așa cum a spus, o enigmă pentru noi, dar este elementul sau, cum spun eu, emblema acestei localități.
și care trebuie cunoscută, trebuie, am zis, să o popularizăm, să o cunoaștem, nu numai plenicenii să o cunoască, dar să o și ducă în continuare. Constantin Nicolescu Plopșor spunea: cunoașterea istoriei localității în care te-ai născut este un prim act de omagiu și respect față de cei care, la fel ca tine, au pus umărul la edificarea unei țări mari și puternice. Să nu uităm trecutul și să avem încredere în urmașii noștri care trebuie să ducă acest trecut mai departe pe culmi cât se poate de înalte.